și fața voastră la pământ. Creștinii noștri de pe vremuri, de sub pământ zideau altar. Și pe furiș la miezul nopții mergeau cu toții la închinar. Și pe furiș la miezul nopții mergeau cu toții la închinar. Astau locașurile sfinte, pe înălțim strălucitor. Dar câți creștini le calcă pragul în zilele de sărbători. Dar câți creștini le calcă pragul în zilele de sărbători. Azi masa Domnului stă întinsă, dar cei poftiți nu vin la ea. Ei n-aud glasul lui ce strigă: veniți creștini la masa mea. Ei n-aud glasul lui ce strigă: veniți creștini la masa mea. E vremea zilelor din urmă, e ceasul ca să ne trezim. Să ne sculăm, să dăm năvală, tot ce-am pierdut să dobândim. Să ne sculăm, să dăm năvală, tot ce-am pierdut să dobândim. La jertfe și la închinare, la stăruință și la post, să fim jertfiți pe-a lui altare. Niciodată n-am mai fost să fim jertfiți pe-a lui altare, cum niciodată n-am mai fost. Lăudați să fie Domnul! Iubiți frați și surori în Domnul Iisus, cu ajutorul lui Dumnezeu suntem din nou în casa Domnului. Și e minunat pentru noi că Dumnezeu m-a adăugat această zi la numărul zilelor vieții noastre și cred că suntem plini de bucurie că și Dumnezeul nostru veghează din cerul Său preanalt asupra tuturor celor ce-L caută pe El. Cred că pentru aceasta am venit în casa Domnului în această dimineață la întâlnirea cu Domnul nostru. De aceea, haide să-L chemăm în ajutorul nostru. Am vrea ca Domnul să binecuvinteze ziua de astăzi, de dimineață și până de seară. Domnul să fie cu noi și în toate zilele vieții noastre, Domnul să ne fie sprijin și ajutor. Așa cum stăm, ne închinăm cu toții înaintea Domnului, ne deschidem inimile și plin de dorința de a-L simți în viața noastră, în inimile noastre, haide să ne rugăm și să binecuvântăm numele Domnului, ca Domnul să vină în ajutorul nostru. Amin. Ne rugăm așa cum stăm. Tatăl nostru și Dumnezeu nostru care locuiești în ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, Fiul Tău, ne închinăm, te binecuvântăm și îți mulțumim frumos pentru această dimineață în care Tu ai trăit pașii noștri. Ne-ai dat sănătate, ne-ai dat putere, Doamne, ca să venim în casa Ta. Pentru aceasta venim cu recunoștință înaintea Ta, te slăvim, te binecuvântăm și înălțăm numele Tău cel Sfânt și Mare, pentru că Tu ești Dumnezeul nostru, de aceea chemăm numele Tău în ajutorul nostru și am vrea să binecuvintez ora de rugăciune, lucrarea Ta din ziua de astăzi în mijlocul nostru. Am vrea să binecuvintez biserica Ta întreagă cu pace.
pentru gloria și slava marelui tău nume, Dumnezeu nostru. Te așteptăm, te dorim și te rugăm frumos. Privește cu milă spre noi. Iartă-ne dacă cum am întâlnit la Sfântă Fața Ta în săptămâna care a trecut. Și acum, în prezența Ta, Doamne Dumnezeule, am venit să ne închinăm și să slăvim numele. Am venit să binecuvântăm numele Tău pentru tot ce Tu ai lucrat pentru noi până aici. Te binecuvântăm și îți mulțumim și te rugăm, Doamne, revarsă-ți îndurarea Ta peste noi, de la mic până la mare, harul Tău să fie turnat în inimile noastre și Duhul Sfânt să ne conducă, să ne călăuzească și să ne îmbrace cu noi puteri ca să putem rezista luptele împotriva celui rău. Fii cu noi, Dumnezeu slavei, revarsă-ți îndurarea Ta peste noi, iartă-ne și primește înaintea Ta și fii cu noi până la Ta venire. Lăudat să fii și binecuvântat la tot puternicul nostru Dumnezeu, Stăpân și Tată, pentru toate să fii slăvit și binecuvântat în veci de veci. Cei ce avem Biblia cu noi, haideți să o deschidem la Psalmul 143, să urmărim cuvântul lui Dumnezeu, să vedem ce vrea Dumnezeu să ne vorbească în dimineața aceasta prin psalmistul David. Și zice așa cuvântul Domnului, pagina în Biblie 636, Psalmul 143. Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-ți urechea la cererile mele, ascultă-mă în credincioșia și dreptatea Ta, nu intra la judecată cu robul Tău, căci niciun om viu nu este fără prihană înaintea Ta. Vrăjmașul îmi urmărește sufletul, îmi calcă viața în picioare, la pământ, mă face să locuiesc în întunere ca cei ce au murit de multă vreme. Îmi este mâhnit Duhul în mine, îmi este turburată inima lăuntrul meu. Mi-aduc aminte de zile de odinioară, mă gândesc la toate lucrările Tale, cuget la lucrarea mâinilor Tale. Îmi întind mâinile spre Tine, îmi suspină sufletul după Tine ca un pământ uscat. Grăbește de mă ascultă, Doamne, mi se topește Duhul. Nu mi-ascunde fața Ta, căci aș ajunge atunci ca cei ce se pogoară în groapă. Fă-mă să audiți de dimineață bunătatea Ta, căci mă încred în Tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la Tine mi-nalt sufletul. Scapă-mă de vrășmașii mei, Doamne, căci la Tine caut adăpost. Învață-mă să fac voia Ta, căci Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă, pentru numele Tău, Doamne, înviorează-mă, în dreptatea Ta scoate-mi sufletul din ecaz, în bunătatea Ta nimicește pe vrășmașii mei și pierde pe toți protivnicii sufletului meu, căci eu sunt robul Tău, lăudat să fie numele Domnului. Iubiții mei, frați și surori, dacă David avea acea dorință să fie ascultată rugăciunea lui, vocea lui pe care o îndrepta el spre Dumnezeu, haideți să aprindem și noi dorul acesta în inimile noastre, ca să-L rugăm pe Dumnezeu să privească cu milă spre noi, spre rugăciunile noastre, ca să ajungă înaintea lui Dumnezeu rugăciunea noastră din această dimineață și aș dori ca să ne deschidem inimile. Dacă cumva am venit cu inimile rănite de ispite, de valuri, e momentul potrivit în care să le prezentăm înaintea lui Dumnezeu și să-L rugăm pe El să ne vindece inimile la toți, să ne vindece trupurile noastre și să ne învrednicească să stăm înaintea Lui curați și fără pată, lăudat să fie numele Domnului. Haideți, frați și surori, în prima rugăciune aș vrea să o facem pe genunchi. Am vrea să-i spunem Domnului că avem nevoie de ajutorul Lui. Am vrea să-i spunem Domnului că avem nevoie să fim ridicați cu o treaptă mai sus. E așa de minunat să ai
siguranța mântuirii, să știi că Dumnezeu veghează asupra vieții tale, asupra familiilor noastre, frați și surori, astăzi avem ce îi spune Domnului, pentru că El este acela care ascultă rugăciunea făcută cu credință, lăudat să fie numele Domnului. Haideți să ne plecăm genunchii, să ne închinăm înaintea Domnului. Haideți să ocupăm locurile și cântăm pentru slava Domnului.
Hai să spunem pe mâine cântarea Tu nu pleci niciodată de la mine. Tu nu pleci niciodată de la mine și nici o clipă singur nu mă lași. Tu ești mereu puterea ce mă ține din cel din tâi la cel din urmă pas. Tu ești mereu puterea ce mă ține din cel din tâi la cel din urmă pas. Tu nu mă lași și nu mă uiți vreodată, străpat cu tine munți înalți și lungi. Eu n-am să văd nici moartea niciodată, cu tine alături am să fiu și-atunci. Eu n-am să văd nici moartea niciodată, cu tine alături am să fiu și-atunci. Cu tine când străbat în zor cărarea, cu tine eu veghez în ceas târziu. Când tu mă mustri simt adânc mustrarea, și când te bucur tot de-auna știu. Când tu mă mustri simt adânc mustrarea, și când te bucur tot de-auna știu. Tu nu m-arunci, Iisuse, ca pe o streanță, și ești mereu cu mine ca o stea. Mi-ai pus în suflet, Doamne, o speranță, cum nu e nimeni să mi-o poată da. Mi-ai pus în suflet, Doamne, o speranță, cum nu e nimeni să mi-o poată da. Au fost odată râuri de păcate, dar sângele salvării a scris nu. Oricât i-au fost, eu le-am uitat pe toate, și bine știu că-ți le-ai uitat și tu. Oricât i-au fost, eu le-am uitat pe toate, bine știu că-ți le-ai uitat și tu. Sunt fericit chiar dacă vrei să sufăr, când valuri vin
vânturi grele va. Plutesc pe ea, pe ca un fir de nufăr, pe care tu-l păstrezi mereu curat. Plutesc pe ea, pe ca un fir de nufăr, pe care tu-l păstrez mereu curat. Amin. Frați și surori, poetul în cântare pe care am cântat-o spunea: mi-ai pus în suflet, Doamne, o speranță. Frați și surori, eu cred că și în inimile noastre ale tuturor Dumnezeu a pus speranța mântuirii. Bine ar fi în această dimineață să ne cercetăm, să vedem, mai avem noi aceea nădejdea mântuirii? Știm că jertfa Domnului Iisus a plătit păcatele lumii întregi. Dacă cineva se întoarce la El și îi recunoaște bunătatea, mila și îndurarea, El este milos, El este îndurător și iartă, lăudat să fie numele Domnului. Ziua aceasta, eu mă gândesc, e o zi de har pentru noi, e o zi de îndurare a lui Dumnezeu. Dacă cumva în viața noastră mai există păcat, mai există lucruri care ar putea să ne pună piedici, să nu putem intra în împărăția lui Dumnezeu, încă astăzi ne mai putem debarasa de tot ce-i rău, să-i mărturisim Domnului starea vieții noastre și să-L rugăm pe El să ne ierte, și El care e plin de bunătate, plin de milă și îndurare, El încă mai iartă păcate, lăudat să fie numele Domnului, mărit să fie Domnul. Și zicea David în versetul 143 pe care l-am citit: Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-ți urechea la cerile mele, ascultă-mă în credincioșia și dreptatea ta și nu intra la judecată cu robul tău. Frați și surori, cu aceste cuvinte David, care era și el, poate în vremea când a scris acest psalm, era un fugar, un dezertor, era urmărit de Saul și a ajuns împăratul lui Israel și avea nevoie de iertarea lui Dumnezeu, avea nevoie ca rugăciunile lui să fie ascultate înaintea lui Dumnezeu. Era un om curat înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a apreciat cu o inimă după inima lui Dumnezeu și totuși se plânge de starea lui înaintea Domnului. Frați și surori, bine ar fi acum când stăm înaintea lui Dumnezeu în această dimineață, fiecare în parte ne coborâm în noi înșine, să ne vedem starea în care ne găsim, să ne recunoaștem așa cum suntem și să rugăm pe Dumnezeu în bunătatea Lui să ne mai ierte și în ziua de astăzi, pentru că până când Domnul Iisus este mijlocitor între noi și Dumnezeu, mai avem mijloace de a ne debarasa de tot ce rău, de a fi iertați înaintea lui Dumnezeu, pentru că Iisus Hristos în vremea aceasta are menirea de a intra în audiență la Tatăl, să-și prezinte ranele din palmele sale și să zică: Tată, mă iartă-i, lăudat să fie Domnul. Nu știu cum va fi când își va schimba ținuta în ținută de judecător, frați și surori. Cine se va mai putea întoarce atunci în vremea aceea? Acum e ziua mântuirii, astăzi e ziua harului pe care Dumnezeu poate să o dea tuturor celor care cer, lăudat să fie numele Domnului. De ce, zicea el, nu intra la judecată cu robul tău? Zice următorul cuvânt: căci niciun om viu nu este fără prihană înaintea ta, lăudat să fie numele Domnului. Frați și surori, fiecare dacă ne-am cerceta, încă vom vedea în viața noastră lucruri care ar putea să ne oprească de la mântuire. De aceea este bine să ne cercetăm, este bine să ne schimbăm starea de viață,
până nu-i prea târziu, până când mai găsim milă în ochii lui Dumnezeu, până când bunătatea lui se noiește față de noi în fiecare dimineață, lăudat să fie numele Domnului. De aceea, frați și surori, el avea mulți dușmani în vremea aceea și zice, el vrăjmașul îmi urmărește sufletul, îmi calcă viața în picioare la pământ, mă face să locuiesc în întuneric, ca cei ce au murit de multă vreme, îmi este mânit Duhul în mine, îmi este turburată inima lăuntrul meu, mi-aduc aminte de zilele de altă dată. Frați și surori, dacă privim în urmă la vremea când Dumnezeu ne-a chemat la mântuire, când eram la dragostea dintâi, haide să ne aducem aminte de prezența Domnului în ființele noastre și să ne întoarcem la cărările vechi, să-L căutăm pe Dumnezeul nostru ca atunci când eram plin de dragostea lui Dumnezeu, plin de Duhul Sfânt, atunci când Dumnezeu în bunătatea Lui ne cerceta de aproape. Dacă cumva ne-am îndepărtat de Dumnezeul nostru, este o vreme așa de potrivită în care putem să ne apropiem de Dumnezeul nostru. Și care ar fi singura metodă prin care am putea să ne întâlnim cu Dumnezeul nostru sau să ne apropiem de El? Frați și surori, fără post și rugăciune nu se poate merge, nu se poate înainta pe calea credinței. De aceea, frați și surori, haide să ne întoarcem la vremurile de odinioară, la vremea în care îl chemam și Domnul era prezent, lăudat să fie numele Lui. De aceea am vrea ca în rugăciunea care o vom face să ne rugăm lui Dumnezeu să ne primească înaintea Lui, să rugăm pe Dumnezeu să arunce în marea uitării tot ce e rău din viața noastră și să ne pregătească, pentru că nu știm când vine Iisus Hristos. Așteaptă și cerul, ziua măreață în care Iisus Hristos va veni să-și adune rodul suferințelor sale de pe pământ. Poate la noapte, poate mâine, vine Iisus Hristos și dacă nu suntem gata, se va întâmpla cu noi ca și cu cele cinci fecioare nechipzuite. De aceea este momentul cel mai potrivit să-L căutăm pe Domnul câtă vreme este aproape, să-L chemăm câtă vreme este lângă noi, câtă vreme ne ascultă. De aceea, haideți din nou să ne ridicăm la rugăciune, haideți să-I facem o mărturisire înaintea lui Dumnezeu, să ne recunoaștem starea în care ne găsim, să rugăm pe Domnul să se îndure, să ne ierte, să ne primească înaintea Lui, să ne dea o inimă bună cu care să-L putem sluji din toată inima și cu toată credincioșia până când vine El, lăudat să fie numele Domnului. În această rugăciune ne vom face mărturisirea stării vieții noastre și vom cere iertarea lui Dumnezeu peste întreaga biserică, ca Dumnezeul nostru să ne ierte, să ne primească înaintea Lui. Amin. Ne rugăm cu toți așa cum stăm. Îndurarea ta, Doamne, cere mila și îndurarea ta să o iubești peste noi,
astfel cum am cuci onoare, vom înălța brațul tău și puterea ta divină, pentru că tu ești Dumnezeu nostru, lăudat să fie numele tău, te rugăm în bunătatea ta, Mântuitorul nostru scump și drag, mai intră în audiență la Tatăl pentru biserica aceasta, pentru fiecare suflet mijlocește înaintea Tatălui, ca să fim iertat, să fim primiți, Doamne, și să fie pierdem dreptul la mântuire. De aceea, Doamne, avem nevoie de ajutorul Tău, avem nevoie de Duhul Sfânt să ne îmbrace cu putere, să putem rezista prin orice vom trece aici în Valea Umbrei Morții, aici în Valea Plângerii, unde necazurile dau năvală peste poporul Tău. De aceea te rugăm, vino în ajutorul nostru, pregătește-ne pentru ziua care Tu vei veni, sfințește poporul Tău și binecuvântă moștenirea Ta, pentru că Tu ești Dumnezeu nostru și noi la Tine am venit cu starea vieții noastre. Înaintea Ta suntem, Doamne, sfințește-ne prin cuvântul Tău, revarsă-ți îndurarea Ta, mila Ta și pacea Ta peste noi toți și astfel în bunătatea Ta primește înaintea Ta și iartă-ne ca astfel când toate să putem să slăbim puterea, brațul și numele Tău cel sfânt și mare, pentru că Tu ești Dumnezeu nostru. Rămâi bucuria vieții noastre, Doamne, schimbă starea vieții noastre, ridică-ne din starea în care ne găsim și astfel, în bunătatea Ta, Doamne, revarsă-ți îndurările Tale peste biserica aceasta și lucrează Tu, pentru că ne-am pus în nădejdea în Tine, mărit să fie numele Tău și binecuvântat. Rămâi cu noi, Domnul Slavei, rămâi viața noastră călăuză, rămâi conducătorul vieții noastre, rămâi ajutorul nostru, mântuitorul nostru, iar noi te vom binecuvânta și vom înălța scumpul Tău nume, binecuvântat să fii Tată, Fiule și Duhule Sfânt, în veci de veci. Aleluia. Amin. Haideți să ocupăm locurile și mai lăudăm pe Domnul cu o cântare. Haideți să spunem pe mâine cântare. Iată veste ce a venit în cele jos pe pământ. Ce-a venit din cer, jos pe pământ. Mântuire să primească sufletul pierdut. Salvării noastre e Iisus Hristos.
David, prin psalmul pe care l-am citit în versetul 5, pleacă-ți urechea, Doamne, și pogoară-te, atinge munții ca să fumege, fulgeră și risipește pe vrăjmașii mei într-o situație critică. David se roagă cu aceste cuvinte înaintea lui Dumnezeu. Frați și surori, cunoaștem viața lui David din Sfânta Scriptură, de atâtea ori a fost el în pericol, de atâtea ori a fost urmărit de Saul, dar mâna lui Dumnezeu l-a ocrotit în toate, lăudat să fie numele Domnului. Și zice el, mi-aduc aminte de zile de odinioară, mă gândesc la toate lucrările tale, cuget la lucrarea mâinilor tale, mintind mâinile spre tine, îmi suspină sufletul după tine, ca un pământ uscat. De atâtea ori, frați și surori, ajungem și noi în această stare, așa cum am fi într-un pământ uscat, sec și fără apă. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați avut ocazia să treceți prin deșert, să nu vedeți măcar un bob de rouă pe frunze sau altceva de felul acesta, sau un izvor de apă să întâlniți. David, în pustia Iudeei, el acolo a călătorit fugar dinaintea lui Saul și striga către Dumnezeu în strâmtorarea lui și Dumnezeu i-a fost ocrotitor în toate, lăudat să fie numele Domnului. Se întâmplă să fie timpuri de secetă spirituală în viața copiilor lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte cu ani în urmă, un an de zile n-am avut nicio științare din partea lui Dumnezeu. Alergam încoace și încolo trist și strigam către Dumnezeu, până când a venit ziua în care Dumnezeu s-a îndurat și din nou m-a cercetat, de nou mi-a vorbit, nu că m-am îndepărtat de Dumnezeu, dar Dumnezeu are vremea Lui prin care încă ne mai încearcă, lăudat să fie numele Domnului. De aceea, frați și surori, haideți în vremea aceasta să-L căutăm pe Domnul. Se poate încă apropiat de Dumnezeu în vremea aceasta. Nu știu câți dintre dumneavoastră aveți aceste experiențe, dar vă spun, ziua de ieri, pentru cei ce au fost prezenți aici la rugăciune, a fost o zi deosebită, a fost o zi de bucurie, am putut să plângem, am putut să-L simțim pe Domnul atât de aproape de inimile noastre, lăudat să fie în numele Lui, de aceea merită, frați și surori, să facem sacrificii, merită să strigăm la Domnul după ajutor, merită să ținem câte o zi de jertfă, căci prin aceasta ne apropiem de Domnul, lăudat să fie numele Lui. Și zice David în versetul 7, grăbește de mă ascultă, Doamne, mi se topește duhul, nu mi-ascunde fața Ta, că și-aș ajunge atunci ca cei ce se pogoară în groapă. Așa se întâmplă atunci când Dumnezeu își întoarce fața de la cineva și lasă singur. Fără Dumnezeu, frați și surori, nu este viață, nu este fericire, dar cu Dumnezeul nostru,
Prin valea umbrei morții putem trece ușor, lăudat să fie Domnul, pentru că El veghează asupra vieții noastre. De aceea îl binecuvântăm pe Dumnezeu, că El veghează asupra noastră în fiecare zi. El ne ocrotește, Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor să se tem de El și îi scapă din primejdie, nu-i așa, fraților? De multe ori auzim mărturisiri în care frați, surori spun, ieri, alaltăieri am fost în pericol de accident, dar mâna Domnului a intervenit și m-a scăpat, lăudat să fie Domnul. Acesta-i Dumnezeul nostru care ascultă. Dacă atunci când ne merge bine nu uităm bunătatea lui Dumnezeu, atunci când trecem prin crizele vieții s-ar putea întâmpla să strigăm către Domnul. Și dacă l-am chemat când i-a fost bine, El este gata să răspundă rugăciunilor noastre și prin necazuri, lăudat să fie numele Domnului. Zice mai departe, arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la Tine îmi înalt sufletul, scapă-mă de vrăjmașii mei, Doamne, căci la Tine caut adăpost. Frași și surori, unde alergăm noi cu problemele noastre? Pe cine îl căutăm noi când suntem la strâmtorare, când suntem bolnavi? Avem noi slăbiciunile noastre, imediat fugim la doctori, pe când mâna cea bună a lui Dumnezeu este gata să intervină, să ne salveze, lăudat să fie numele Domnului. Frați și surori, v-am mai spus și nu pot să tac, să nu mărturisesc că luna trecută Dumnezeu de două ori m-a vindecat, lăudat să fie Domnul. De aceea îl binecuvântăm pe Dumnezeul nostru, căci atunci când strigă un nenorocit, Domnul aude și vine în ajutor, mărit să fie numele Domnului. E așa de bun Dumnezeul nostru, gustați și vedeți ce bun este Domnul, așa zice cuvântul Lui, mărit să fie Domnul. De aceea, frați și surori, când suntem la necaz, haide să alergăm la Domnul și la ajutorul Lui. El e așa de bun. Problemele pe care noi nu le putem rezolva, la Domnul găsim rezolvare, pentru că El este sprijinul nostru, lăudat să fie numele Domnului. Duhul Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă, pentru numele Tău, Doamne, înviorează-mă în dreptatea Ta, ascultă-mi, scoate-mi sufletul din necaz, în bunătatea Ta nimicește pe vrăjmașii mei. Frați și surori, care este vrăjmașul nostru care luptă atât de mult împotriva noastră? Oare nu Satan? Oare nu diavolul care caută la fiecare pas să ne întindă curse, să ne abată de pe calea mântuirii, dar noi să nu-l băgăm în seamă, să strigăm la Domnul și El este gata să-și întindă mâna, să ne apere, lăudat să fie Dumnezeul nostru. De aceea, frați și surori, vremea trece așa de repede și avem de a-i spune Domnului încă multe din viața noastră în această dimineață. Sigur că trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că este cu noi în fiecare zi. Săptămâna care a trecut, mâna Domnului a fost peste noi. Altfel, n-am fi în locul acesta dacă Dumnezeu n-ar fi vegheat asupra noastră și asupra familiilor noastre. De aceea, haide să ne ridicăm din nou, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru starea în care ne găsim. N-ați vrea dumneavoastră că atunci când ne plecăm înaintea lui Dumnezeu aici, Duhul Sfânt să se coboare peste noi? N-ați vrea ca harul lui Dumnezeu să coboare în viețile noastre astăzi? N-ați vrea să plecăm din locul acesta alți oameni schimbați, transformați după voia lui Dumnezeu? Eu aș dori lucrul acesta, frați și surori, nu numai pentru mine, ci pentru voi toți. Aș vrea ca așa cum suntem în locul acesta, într-o zi, să pășim împreună pe străzile de aur ca sticla străvezie în împărăția lui Dumnezeu cu toții. Zicea Moise la ieșire din Egipt, nici o unghie, nici al nostru nu va rămâne în Egipt. Așa să dorim și noi în dimineața aceasta, frați și surori, ca nimic din cei al nostru, copiii noștri, nepoții noștri, cei dragi ai noștri împreună cu noi,
să pășim pe străzile de aur și să cântăm imnuri de slavă, imnurile biruinței, căci Dumnezeu ne-a ajutat și ne va ajuta să ajungem într-o zi acolo, lăudat să fie numele Domnului. De aceea, frați și surori, avem cauze, avem probleme, haide să le aducem cu îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu, să-L facem de rușine pe Satan cu toate planurile lui, iar noi să plecăm liberi din locul acesta de patim, liberi de păcat și să putem să ne întoarcem inimile spre Dumnezeul nostru și Domnul să ne asculte rugăciunea. Aș vrea ca această rugăciune să o facem pentru cauzele noastre, pentru problemele noastre care ne frământă în fiecare zi. Părinții au copii pentru care se roagă, părinții au nepoți pentru care se roagă, rudenii, soți, soții, pentru care trebuie strigat la Dumnezeu, frați și surori. De aceea, haide să ne aducem copiii, nepoții, haide să aducem starea noastră personală, biserica aceasta, ca ochii lui Dumnezeu să privească în fiecare zi când suntem aici spre noi, să ne binecuvinteze, să ne deschidă mintea, să ne păzim de tot ce-i rău și să rămânem credincioși înaintea lui Dumnezeu până când vine El. Vremurile care ne înconjoară ne dau de știre că venirea Domnului așa de aproape, frați și surori. A spus gura slăvită că în zile din urmă vor fi vremuri grele. Diavolul și-a dublat puterea de luptă împotriva bisericii, frați și surori. Noi, în cazul acesta, trebuie să ne îmbrăcăm și noi cu noi puteri, trebuie să strigăm la Dumnezeu să ne îmbrace cu dublă putere ca să putem rezista în fața ispitelor și să putem birui puterile întunericului și Domnul să ne asculte. Dacă sunt cauze, vă rog să le aduceți înaintea lui Dumnezeu prin grai viu și pe urmă prin ridicare de mâini și Domnul să ne asculte rugăciunile care le vom face. Amin. 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 Domnul să aibă milă. Amin. Domnul să fie cu el. Am primit aici un bilet și vreau să-l citesc. Zice așa: mulțumesc întregii biserici că m-ați susținut în rugăciune și mulțumesc Domnului că a ascultat rugăciunile și a fost cu mine și sănătatea mea merge spre bine. Domnul să vă binecuvinteze și să vă răsplătească, Domnul să fie lăudat, fratele Ilie Dragomir. Într-o zi, fratele Ilie Dragomir, când l-am vizitat, îmi spune: voi nu mă lăsați nici să mor. Și am zis: nu, pentru că ne iubim frații, pentru că simțim cu ei, trebuie să strigăm la Domnul, ori pentru care ar fi El, până când Dumnezeu ne ascultă. Și s-a făcut atâtea rugăciuni pentru fratele Ilie Dragomir, ne rugăm și pentru fratele Ilie Petra. El încă este sub supravegherea medicului. Așteaptă momentul în care să intervină mâna lui Dumnezeu și poate Dumnezeu să intervină ca să nu fie operat la inimă. Domnul să se îndure, să-și întindă mâna. Am înțeles că fratele Ilie Hozan este foarte bolnav, s-au dus frații să-l viziteze acolo și Domnul să intervină să-l vindece și pe el. Frașii și surori, avem copii, avem tineretul casei Domnului, oare putem noi sta nepăsători față de ei? Nu putem. Haide să strigăm la Domnul pentru ei. Haide să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-i ocrotească, Dumnezeu să-i țină pe calea mântuirii, pentru că dușmanul nostru
este acela care caută să-i abată de pe calea credinței. Vegheați, dragi tineri, sunteți în pericol în fiecare zi, stați aproape de Dumnezeu, căci noi strigăm pentru voi la Domnul, Domnul să se îndure de toți tinerii noștri, de toți copiii noștri, de toți nepoții noștri. Ne rugăm Domnului ca Domnul să-i țină tari pe calea credinței. Dacă mai sunt probleme prin ridicare de mâini, vă rog frumos, slavă Domnului că avem nădejde că Dumnezeul nostru are putere să intervină pentru fiecare cauză, cât de grea ar fi ea, Dumnezeul nostru poate să-și întindă mâna și să ne ajute în tot greul vieții noastre până vine El, lăudat să fie Domnul. Acum, frați și surori, i-am adus poverile noastre înaintea lui Dumnezeu. De ce să nu ne rugăm înaintea Lui? De ce să nu strigăm către Domnul să-și întindă mâna, să vină în ajutorul nostru ca să putem continua călătoria spre împărăția lui Dumnezeu până când îl întâlnim pe El în slavă pe norii cerului? Lăudat să fie Domnul! Cu aceste cauze ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu și Domnul să ne asculte. Amin. Ne rugăm așa cum stăm. Să ne sprijinească și să ne împrumute pe care.
să primești rugăciunea poporului tău, să ne primești înaintea ta cererile noastre, problemele care le-am adus înaintea ta și rămâi cu noi. Ne rugăm să binecuvintești și serviciul de evangelizare. Însoțește-ți, Doamne, lucrătorii și fii cu noi până la venirea ta. Te slăbim, Tată, Fiule și Duhule Sfânt, în veci de veci. Amin. Vă rog să ocupați locurile cu ajutorul Domnului. Ora de rugăciune s-a dus la bun sfârșit. Domnul să binecuvinteze pe cei ce cântă, pe cei ce vestesc și pe cei ce ascultă. Domnul Dumnezeu să ne trezească la o viață nouă și să fie cu noi până la sfârșit. Amin. Să se împlinească încântarea. În fața ta astăzi vin cu mulțumire, Doamne, mă închin. În fața ta astăzi vin, cu mulțumire, Doamne, mă închin, mulțumesc, mulțumesc, tu m-ai binecuvântat. Aceea zi pentru tot ce mi-ai dat, mulțumesc, mulțumesc, toată inima. Thank you, Lord.
Stăm prin rugăciune, cerem binecuvântarea Domnului peste serviciul divin de evangelizare și peste toată lucrarea care se face aici în numele Domnului. Duhul Sfânt să ne călăuzească, să atingă inimile noastre și să aducă bucurie și veselie în sufletele noastre. De așa cum stăm prin fratele David Fâșcu, înălțăm o rugăciune. Fratele se roagă și noi să-l susținem în rugăciune înaintea Domnului. Amin. Să ocupăm locurile, cântăm o cântare toți împreună spre slava lui Dumnezeu. În timpul acestei cântări să ne închinăm Domnului cu darul nostru de bunăvoie. Dacă este cineva care vrea să laude pe Domnul cu o cântare sau cu o poezie, vă rog să-mi trimiteți un bilet aici la amvon. Să se întâmple în cântarea Inima mea tânjește după curțile tale. Local mi se to
topesc oasele de tot după tine. Iar ochii plâng neîncetat. Inima mea gândește după curățile tale. Sufletul meu să ocupăm locurile. Aș vrea doar să fac anunțurile cu privire la lucrarea Domnului în biserică, în săptămâna aceasta care am intrat, serviciile divine, cele cunoscute de noi, rugăciune, marți, joi, vineri, sâmbătă rugăciune, duminica din nou ne întâlnim în casa Domnului, pentru că Domnul ne dă harul acesta, frați și surori, și ne bucurăm că ne primește în casa Lui și când venim la casa Domnului, Domnul este prezent. Slăvit să fie numele Domnului. Să știți că eu privesc lucrul acesta ca o mare binecuvântare și onoare pe care Dumnezeu ne oferă nouă. Să ne primească în casa Lui și El să fie cu noi. Slăvit să fie numele Domnului.
Aș vrea din nou să amintesc, din iulie 21-24 va fi campul tinerilor și a copiilor, afară pe holul bisericii, la încheierea serviciului divin, cred că vor fi niște liste în care putem să înscriem pe toți cei ce pot să participe la lucrarea aceasta. În august 14, deci vom avea botezul nou testamental. Până acum avem 6 candidați, dacă mai sunt și alții care vor să depună această mărturisire de credință în Domnul Iisus Hristos, prin apa botezului, așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu, vă rog să luați legătura cu mine. Frați și surori, ne bucurăm căci Domnul este Cel ce se implică în viața noastră și ori de câte ori noi îl lăsăm, El este Cel ce ia aminte la dorința noastră și ne binecuvintează. Fie ca și dimineața aceasta, venirea noastră în casa lui Dumnezeu să fie spre binele nostru, spre mântuirea noastră. Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Invit copiii să vină să dea laudă Domnului printr-o cântare. După cântarea copiilor, sora Ani Mane o cântare, apoi sora Iulie să cânte o cântare spre slava Domnului și apoi corul bisericii. Și după aceea vom asculta cuvântul Domnului. Amin.
fost cândva pe un drum lung am rătăcit, nehotărât, însingurat și ostenit. Adeseori prin ploi și vânt zdrobit cădeam sub poala lor și în zadar eu așteptam un salvator. Dar Iisus se arătă și toate pierd în fața Lui și stânci văi se netezesc sub pașii Lui. Pe drumul întunecos, lumină sfântă am zărit și către El mai hotărât eu am pășit. Prin nisipuri ce mișcau sub soarele dogoritor, izvor de apă eu zăream amăgitor. Dar spin găseam în locul lor și pieptul însetat mi-era, izvorul care-l căutam se-ndepărta. Dar Iisus se arătă și toate pierd în fața Lui și stânci văi se netezesc sub pașii Lui. Pe drumul întunecos, lumină sfântă am zărit și către El mai hotărât eu am pășit. Vârtejul lumii m-a măgit, robit sub patim subjugat, am pribegit mulți ani în lumea de păcat. Căutam aici un paradis, crezând că pot fi fericit, dar înșelat am fost de vis și amăgit. Dar Iisus se arătă și toate pierd în fața Lui și stânci văi se netezesc sub pașii Lui. Pe drumul întunecos, lumină sfântă am zărit și către El mai hotărât eu am pășit. Dar Iisus se arătă și toate pierd în fața Lui și stânci văi se netezesc sub pașii Lui. Pe drumul întunecos, lumină sfântă am zărit și către El mai hotărât eu am pășit. Dumnezeu a întipărit omule în gândul tău veșnicia. El te-a binecuvântat și din Duhul lui ți-a dat pentru tine și-a lăsat bucuria. De la El avem întipărirea, nu suntem noi astăzi,
întâmplare. El ne-a dat mișcarea și gândirea. El e Dumnezeul nostru mare. Dumnezeu când i-a creat după asemănarea Lui în grădină, te-a făcut superior să fii regele tuturor, să ai chip strălucitor în grădină. De la El avem întipărirea, nu suntem noi azi la întâmplare. El ne-a dat mișcarea și gândirea. El e Dumnezeul nostru mare. Omule, al tău destin nu-i o groapă de pelin, putrezirea. Tu ai fost creat să fii, să ajungi în veșnicii, unde în veci va străluci nemurirea. De la El avem întipărirea, nu suntem noi azi la întâmplare. El ne-a dat mișcarea și gândirea. El e Dumnezeul nostru mare. De la El avem întipărirea, nu suntem noi azi la întâmplare. El ne-a dat mișcarea și gândirea. El e Dumnezeul nostru mare.
Și fratele Potra are o cântare spre slava Domnului. Lăudați să fie Domnul! Amin. Frați și surori, ne bucurăm să fim în casa Domnului. E așa de bine lângă Domnul Iisus, e așa de bine călătoria pe calea vieții cu Iisus Hristos. De aceea e bine să călătorim cu El în fiecare zi, e bine să-L avem la îndemâna noastră și să-L binecuvântăm pe El. În orice situație a vieții ne vom găsi și pentru aceasta merită Dumnezeu să-i cântăm și să-i dăm slavă pentru bunătatea Lui. Vă rog să cântați cu mine cântarea 89 din Hafe. Orice pas Iisus mi-l conduce. Orice pas Iisus mi-l conduce, slavă Lui, slavă Lui, mână sfânt. El îmi aduce slavă Domnului. Aleluia-i cântarea mea, lui Iisus mereu voi cânta, cu pace mi-umple El.
ridicăm în picioare și înainte de a citi textul să cântăm o cântare și apoi să citesc cuvântul lui Dumnezeu din Coloseni capitolul 3, versetele 8 la 15. Deci, în Coloseni capitolul 3, un text pe care îl cunoaștem, suntem obișnuiți, de câteva ori l-am citit în biserică și fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească în dimineața aceasta, dar să cântăm cântarea înainte. Păstrează-ți încântarea, lăudați pe Domnul cu iubire. Lăudați pe Domnul cu iubire, căci El pentru noi s-a jertfit. Cântați și dați mări, să citesc cuvântul lui Dumnezeu în limba română și spuneam lui fratele Cristi, pentru că tinerii și copiii sunt cu noi, să îl citească și el în limba engleză. Deci, Coloseni 3, începând cu versetul 8. Haideți să ascultăm cuvântul Domnului. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrășmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură.
Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul în toți. Astfel, dar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Amin. Poate, frate Cristi. I'm going to be reading from Colossians chapter 3, verses 8 through 15. But now you must put them all away, anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. Do not lie to one another, seeing that you have put on the old self with its practices, and have put on a new self, which is being renewed in knowledge rather than the image of its creator. Here there is no Greek, no Jew, circumcised, uncircumcised, barbarian, Scythian, slave, free, but Christ in all and in all. Put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you, you must also forgive. And above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. Amen. Vă rog să ocupați locurile. M-am gândit să citesc tot acest pasaj biblic în contextul în care noi suntem în zilele acestea și în vremea aceasta. Vedem ceea ce se întâmplă în societatea în care trăim. Și versetul 8 spune și aduce o clarificare a lucrurilor și a ceea ce se întâmplă în societatea omenească. Și spunea cuvântul aici, de aceea, lăsați-vă de toate aceste lucruri. Și mă gândesc că dacă s-ar fi oprit cuvântul numai aici, n-ar fi fost clar pentru toți de ce lucruri să ne lăsăm. Și dacă spune că să ne lăsăm de aceste lucruri și ne vorbește nouă, frați și surori, celor ce suntem în adunare, versetul 7 spune de lucrurile acestea și zice așa, din numărul lor erați și voi odinioară când trăiam în felul acesta. Cuvântul spune că în aceste păcate. Și de aceea ne spune să ne lăsăm. Și enumeră lucrurile acestea să ne lăsăm de mânie, de vrășmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase care ne-ar putea ieși din gură și să nu ne mințim unii pe alții. Deci, în privind la acest lucru, ne dăm seama de aceste două categorii sau mari categorii de oameni. Unii care trăiau în păcate și făceau tot felul de lucruri, dar care s-au întors și unii care încă mai sunt în aceste păcate de vrășmășie, de ură și de viclenie. Versetul 11 spune, aici nu mai este. Ce ne spune nouă cuvântul acesta aici? Știți ce ne spune? Că în locul acesta, în biserica noastră, între noi, nu mai sunt categorii și oameni sau grupuri care ar putea să disturbe
să distrugă. De ce? Pentru că aici, spune cuvântul lui Dumnezeu, Hristos este totul în toți. Frați și surori, este Hristos în noi? Este El totul în toți? Dacă El este totul și în toți, atunci nu mai există această diferențiere care o vedem din nefericire și privim cu multă durere în zilele noastre. Cel mai accentuat lucru care se întâmplă sunt crimele acestea care sunt datorite rasismului. Știți ce s-a întâmplat în Dallas? Se întâmplă lucrurile acestea nu numai între albi și negri, se întâmplă și între cei de credințe diferite. Musulmanii cred că dacă distrug și omoară și fac o slujbă pentru Dumnezeul lor. Deci rasismul acesta a prins foarte mult la oameni și va prinde întotdeauna. Uitați-vă de la concursurile sportive între țări, între orașe, în aceeași echipă. Fiecare se luptă să ajungă înainte, să fie primul. Noi suntem cei tari, noi suntem cei puternici, noi suntem mai buni, noi suntem avantajați. Noi sau eu. Vor fi jocurile olimpice, veți vedea acolo luptele acestea. Cuvântul le menționează jocurile de obște. Veți vedea și acolo luptele acestea care se dau pentru întâietate. Eu să ies în evidență, eu să ies primul. Știți ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu? Aici, între noi, în biserică, nu mai este aceasta. Și când nu mai este aceasta? Când Hristos este totul și în toți. Și versetul 15 menționa, l-am citit și acestea, ce pacea lui Hristos la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup. Deci noi suntem un singur trup și unde este un singur trup, aici nu mai este diferență, aici nu mai este vorbire de rău, aici nu mai este clevetire, aici nu mai este minciună, nu ne mințim unii pe alții, aici nu. Pentru că noi suntem trupul Domnului Iisus Hristos, biserica lui Hristos. Și ca să știm cum să ne armonizăm în trupul lui Hristos, cuvântul lui Dumnezeu ne spune mai departe și noi am citit aceasta, astfel dar ca niște aleși a lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți. Cine sunt aceștia? Cei ce din trupul lui Hristos. Aleși ai lui Dumnezeu. Joi seara se citea aici din Tit și se vorbea, zice, despre credința aleșilor lui Dumnezeu. Și s-a menționat așa de frumos. Deci există o credință a celor care sunt aleși de Dumnezeu. Și cuvântul ne spune că suntem aleși lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți. Și dacă suntem aleși lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți, noi trebuie să dăm dovadă că Dumnezeu este Tatăl nostru. Și orice facem să-L reprezentăm pe Dumnezeu, oriunde vom fi. Frați și surori, eu nu lucrez numai la compania la care lucrez. Eu lucrez pentru Dumnezeu, chiar dacă și acolo sunt în lucrarea aceea care o fac eu. Dar în lucrarea mea, în lucrarea ta, noi trebuie să dovedim că suntem copiii lui Dumnezeu, aleșii lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, biserica Domnului Iisus Hristos. Și biserica aceasta va fi prezentată înaintea Tatălui, știți cum spune cuvântul? Fără zbârcitură, fără pată sau ceva de felul acesta. Deci s-ar mai putea să fie și alte lucruri care... Nu, frați și surori, de aceea avem cuvântul lui Dumnezeu, de aceea venim la casa Domnului, ca să învățăm cum să ne purtăm și cum să trăim. Și mai departe spune cuvântul de aceea, zice, îmbrăcați-vă, dar cu o inimă
Care a fost prima caracteristică trăsătură a trăsăturii noastre de caracter? Care a fost prima? O inimă plină de îndurare. După aceea am vorbit despre bunătate, despre smerenie. Și acum, dimineața aceasta, vreau să vorbesc despre o altă haină spirituală pe care trebuie să o îmbrace copiii lui Dumnezeu. Care este aceasta? Este blândețea. Ne spune cuvântul Domnului căci noi, ca și aleșii lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți, trebuie să avem o inimă plină de îndurare, o inimă plină de bunătate, cu smerenie, blândețe. Le-am citit și celelalte trăsături de caracter sau haine spirituale pe care să le îmbrăcăm noi, dar ne vom ocupa de ele și în timpul care urmează. Acum, vedeți, cuvântul folosește aici o parabolă. Ce îmbrăcați-vă cu îndurare, cu bunătate, cu smerenie și cu blândețe. Deci, când spunem lucrul acesta, îmbrăcați-vă, vedeți, înseamnă că este la dispoziția noastră și noi trebuie să le punem pe noi. Hainele noastre cu care ne îmbrăcăm sunt în dulap. Dimineața ne sculăm și le luăm și le punem pe noi. Și umblăm toată ziua cu ele și suntem văzuți. Cuvântul lui Dumnezeu, deci, ne oferă aceste trăsături sau aceste haine și noi trebuie să le luăm. De asemenea, în cuvântul Domnului găsim scris la Efeseni despre armătura sau armura aceea pe care trebuie să o îmbrace copiii lui Dumnezeu în lupta împotriva celui rău și spune, luați! Deci, vreau să accentuez că este de datoria noastră să luăm ceea ce Dumnezeu ne oferă. Deci să îmbrăcăm și să arătăm lucrurile acestea. Spuneam despre valoarea acestor haine spirituale sau aceste îmbrăcăminți spirituale. Știți? Am o întrebare pentru dumneavoastră. Care este scopul și funcția hainelor pe care le îmbrăcăm? Să acopere. Altă funcție. Să țină căldura. Știți? Hainele sunt ca și o izolație care căldura pe care o produce corpul o ține acolo. Și de aceea când îi frig, ne îmbrăcăm mai substanțial, mai gros, așa să zic. Da? Luăm une paltoane, în România când era frigul acela mare, luam și șapcă în cap. Asta în fie. Cum? Ia, și pieptare sau cum, ia, cojoace, da. Săracele animale s-au sacrificat de la început, au trebuit sacrificate animalele ca noi să fim confortabili, da. Deci îmbrăcămintea aceasta are un rol, de aceea o luăm. Fie ca, să zic, să mă exprim încă o dată, cum spuneam cu mulți ani în urmă, să facem haine care să acopere, nu să facem haine care să descoperă, da. Așa, cuvântul Domnului spune că hainele au fost făcute ca să îmbrace și să acopere. Da? Dar valoarea acestor îmbrăcăminte spirituale, știți care este? Deci îndurarea înseamnă că am și arăt o răbdare sau o îndelungă răbdare cu semenii noștri, cu cei care sunt aleși și prea iubiți de Domnul. Și dacă Domnul îi alege și îi iubește și mă iubește pe mine, frați și surori, am și eu și tu datoria să ne iubim unii pe alții, că suntem aleși lui Dumnezeu și să avem îndurare, să manifestăm îndurare unii față de alții. Bunătate, să avem bunătate. Amintesc din nou aceasta, vă aduc numai aminte, nu că nu știți, dar vă aduc aminte. Ce valoare are bunătatea? Zice că ceea ce face farmecul unui om este bunătate. Deci un om plăcut, o soră plăcută, un frate plăcut, în armonia trupului lui Hristos, în biserică, aduce farmec, adică o armonie deosebită în biserică. Dar smerenia, smerenia v-am spus că este, ca să știm să le definim, este părerea mea despre mine, părerea ta despre tine. Când
eu mă văd jos, îl văd pe fratele meu mai sus. Ca mine. Este scris în cuvântul Domnului așa, să ne privim unii pe alții, să privești pe aproapele tău mai pe sus. Spuneam de smerenie și în opoziție cu smerenia este mândria. Cine suntem noi? De aceea am spus că smerenia are de a face cu părerea mea despre mine. Cine sunt eu? Oh, toată lumea trebuie să știe cine sunt eu. Păi dacă nu sunt eu, nu se face nimic în biserică. Spunea odată un frate din altă biserică unde aveau un număr mare, deci era cineva acolo care zicea, dacă eu nu mă duc la cor, nu se face nimica. Și când nu s-a mai dus la cor, s-a făcut bine. Corul a mers mai bine. Dar, vedeți, când știm să ne smerim, știți care sunt rezultatele smereniei? Poate că vă aduceți aminte de data trecută când m-am amintit ce smerenia sau cuvântul Domnului spune în Proverbe 22:4. Răsplata smereniei și a fricii de Domnul sunt bogăția, slava și viața. Este cineva care vrea bogăție? Este cineva care vrea slavă? Este cineva care vrea viață? Este o răsplată a smereniei. Dar nu o falsă smerenie, că este și din aia. O adevărată smerenie. După aceea, Proverbe 29:23. Mândria unui om îl coboară, dar cine este smerit cu Duhul capătă cinste. Deci mândria unui om îl coboară, dar cine este smerit cu Duhul capătă cinste. Psalmul 138:6. Domnul este înălțat, totuși vede pe cel smerit și cunoaște de departe pe cei îngânfați. Deci când noi ne smerim, Dumnezeu ne vede. Știți că l-a văzut pe un împărat care s-a smerit? Cine a fost acela? Ahab. Dumnezeu vede, frați și surori. Și Dumnezeu vede nu numai de suprafață. Dumnezeu vede în realitate, în adâncul inimii. Sau cel mai frumos verset care îmi place mie în legătură cu smerenie este din Isaia 57:15. Zice, căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Mulțumesc, Toni! Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Este de mare valoare smerenia? Cred că este de foarte mare valoare. Ceea ce am citit din cuvântul Domnului, spunea Petru, să ne smerim sub mâna tare a lui Dumnezeu, că la vremea potrivită, El este Cel ce ne va ridica. Domnul să ne ajute să luăm aceste trăsături în viața noastră. Este din nou datoria mea și datoria ta să îmbrăcăm aceste haine spirituale. Haideți acum să privim la cea de-a patra, care este blândețea. Așa ne-am citit cuvântul Domnului. Și dacă întoarcem paginile Bibliei la Filipeni, la capitolul 4, versetul 5, Filipeni, capitolul 4, versetul 5, spune așa: blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Punct. Domnul este aproape. Deci blândețea noastră trebuie să fie cunoscută. Dar ce este blândețea? Ce reprezintă această trăsătură de caracter blândețea? În engleză cred că e meekness, yes? Meekness. What does it mean? Ce înseamnă? Un om blând este acela care se poartă cu bunătate, are un caracter bun, pașnic, un om duios, dulce, care nu face rău. Așa definește blândețea dicționarul limbii române.
un om care e bun și nu face rău. Un om care este smerit, un om care are inimă bună, un om care este încet la mânie, cum spune, deci o altă definiție, un om care se poate controla, este un om care are puterea de a lua blândețea și să fie o trăsătură a caracterului său. Spuneam că pentru mine întotdeauna am învățat cel mai bine când am văzut un exemplu practic. Atunci înveți cel mai bine. Și este un proverb românesc, că e bine să înveți din experiența ta, dar e mai bine să înveți din experiențele altora. Adică chiar în sensul pozitiv sau și în sensul negativ. E bine ca să știm să avem aceste experiențe cu Dumnezeu. Sunt atâția oameni în ziua de astăzi care au cunoaștere despre Dumnezeu la un nivel teoretic, dar nu practic. Și aș vrea, frați și surori, și eu mă rog Domnului pentru aceasta, pentru noi toți, să avem o întâlnire practică cu Dumnezeu. Că aceasta nu ne va dărâma. Cine vorbește din experiență, spune proverbul, nu poate fi contrazis. Nu poate fi contrazis. Dacă eu am avut o experiență cu Dumnezeu și vă spun dumneavoastră, să știți că nu mă puteți contrazice pe mine. Pentru că eu am avut experiența aceasta. Puteți face ce vreți, cu ce dovezi vreți să veniți. Deci, blândețe. Știți cine este exemplul cel mai bun de blândețe? Este Dumnezeu, Tatăl în primul rând, frate Iosif. Și Domnul Iisus. Și îmi aduc aminte din Vechiul Testament despre întâmplarea aceea cu prorocul Ilie. Frați și surori, omul acesta, omul lui Dumnezeu, Ilie, de care spune cuvântul că a fost supus a celorlalți slăbiciuni ca și noi. Dar s-a rugat și Dumnezeu l-a ascultat. Omul acesta a stat în fața 850 de proroci mincinoși și falși. Și a pus și poporul acolo. Și a avut o biruință, știm istoria aceasta, extraordinară. Dar a dat Dumnezeu biruință. El s-a rugat și n-a fost o rugăciune de câteva ore, a fost o rugăciune simplă. Doamne, fă să cunoască poporul acesta că Tu ești adevăratul Dumnezeu. Și zice, eu sunt slujitorul Tău. A făcut Dumnezeu să se vadă lucrul acesta, ca poporul să vadă? A făcut. Și puneți-vă în situația aceasta, au fost prorocii aceia 850 al lui Baal și Astartei, au fost omorâți. Au fost duși acolo în vale și omorâți. Și Izabela aude lucrul acesta și poate ca în zilele noastre. A întâmplat, ăștia trebuie să-i omorâm pentru că au dus poporul în rătăcire. Dar îl omorâm și pe Ilie. Să facă el crimele acestea? Și omul lui Dumnezeu, necăjit, poate a căzut în depresie, cum am zice noi în zilele noastre, a zis, Doamne, când auzi vestea că Izabela vrea să ia viața, zice, Doamne, am terminat. Ați ajuns vreodată în situația aceasta să ziceți, Doamne, e destul? Doamne, nu mai vreau? Să știți că eu am ajuns. Am zis, Doamne, eu nu mai am. Mai să facă și alții. Am făcut destul. Și vine Îngerul Domnului și zice, du-te și acolo în peșteră, zice, stai înaintea Domnului. După aceea ieși la gura peșterei și zice că a ieșit la gura peșterei și a venit Domnul și a zis, zice, ieși și stai pe munte înaintea Domnului și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră. Dar înaintea Domnului a venit un vânt tare și puternic. Fiți atenți ce puternic era vântul acesta, care despica munții și sfărâma stâncile. Deci despica munții și sfărâma stâncile. Știți ce spune mai departe? Domnul nu era în vântul acela. Apoi, ce după vânt, a venit un cutremur de pământ. Domnul
nu era în cutremur de pământ. După cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc, ce fel de susur? Blând și subțire. Acolo era Domnul. Acolo era Domnul. Eu m-am gândit și citind cuvântul Domnului și analizând, dar vântul acela puternic de despica munții și sfărâma stâncile, a cui era? Al Dumnezeu. El a făcut vânturile. Și putem și citim în Psalmul 104, versetul 4, din vânturi își fac sol și din flăcări de foc, slujitori. Dar cu tremuri de pământ, toate se întâmplă numai la voia întâmplării sau cum spune televiziunea în ziua de astăzi, Mother Nature? Este o blasfemie să folosești cuvântul acesta la adresa unui Dumnezeu atotputernic. Nu, it's not Mother Nature, it's God. El este creator, El le-a creat. Nimic nu se întâmplă fără știrea lui Dumnezeu. El zice un cuvânt și ce zice ia ființă. Este Dumnezeul puternic. Vine cu tremurul de pământ, vine focul. Cuvântul Domnului ne spune despre Dumnezeu că este un foc mistuitor. Știți ce înțeleg eu din această frumoasă trăsătură de caracter a Dumnezeului nostru? Frați și surori, Domnul este sensibil la dezechilibrele noastre spirituale și la sensibilitatea noastră. Eu mă gândesc cum era Elie atunci, după o victorie deosebit de mare, să audă vestea aceasta și să tremure. A avut și el, de aceea spune cuvântul că a fost un om supus acelorași slăbiciuni, ca și noi. Dar binecuvântat să fie Dumnezeu, care este sensibil la dezechilibrele noastre spirituale și la neputințele noastre sau la depresiile noastre. Știți cum s-a apropiat Dumnezeu atunci de Elie în momentele acelea? Cu susurul blând și subțire. Ce faci aici, Elie? Îți numai singur, nu ești. Nu ești. Și când sunt eu și când ești tu și Dumnezeu e din partea noastră, nu suntem singuri. Apostolul Pavel zice, îi spunea lui Timotei, toți m-au părăsit. Toți. Nu te-au părăsit toți, Pavel. Mai este cineva care a stat lângă tine. Și întotdeauna avem pe cineva care este lângă noi, dar noi să nu-L părăsim pe Domnul. Și cuvântul spune să nu părăsim adunarea, cum au unii obiceiuri. Deci Dumnezeu s-a apropiat de Elie în starea în care era cu blândețe. Dumnezeu știe să pună echilibrul acesta între blândețe și mânie. El a știut. Știți că Dumnezeu se mânie? Și mi-a plăcut ce spunea odată un frate, că zice, el este foarte mânios pe lumea aceasta. Și felul în care este tratat Dumnezeu în lumea aceasta. Chiar poate de cei ce predică Evanghelia. Einstein spunea că el era supărat pe cei ce predică Evanghelia. Unii spun că n-a fost credincios, unii spun că a fost credincios, dar spunea că Einstein era supărat pentru cei ce predică Evanghelia, că nu-l ridicau destul de sus și la o înaltă cinste pe Dumnezeu, Creatorul. De aceea era el supărat. Și Dumnezeu e supărat pe lumea aceasta. Dar știți ce n-a făcut încă Dumnezeu? Nu și-a aprins mânia încă împotriva lumii. Încă nu și-a aprins mânia. Învățăm de la Domnul Iisus și El ne-a zis și de multe ori de când studiem aceasta am spus lucrul acesta. Domnul Iisus spune, învățați de la mine. Avem exemple de la cine să învățăm? Avem. S-a mâniat Domnul Iisus? Știți când s-a mâniat? Și pe cine s-a mâniat? Tocmai pe ucenici. Când
a oprit să zice, să n-aduceți copii. De ce îl deranjați pe Domnul? Zice că Domnul s-a mâniat pe ei și a zis, lăsați copila și să vină la mine și nu-i opriți. Dar ceea ce văd eu aici, în caracterul lui Dumnezeu, ei cunosc limitele și știu limitele. Știți? Că dacă Dumnezeu și-ar aprinde mânia împotriva omenirii în ziua de astăzi, știți ce s-ar întâmpla? Ar fi sfârșitul. Ei, gata, s-a terminat, s-a sfârșit cu cel împotriva căreia Dumnezeu și-a aprins mânia. Despre Domnul Iisus, încă prin, spunea, împăratul tău vine la tine. Cum a venit? A venit blând. Era împărat? Era împărat. Avea putere? Avea foarte mare putere, frați și surori. Pentru că era Fiul lui Dumnezeu. Dar spune că a venit blând. De ce? Pentru ca să ne poată cuceri și pe noi. Este un adevăr ce spun, este o plăcere să fii în prezența unui om blând, să știi că nu îi sare țandăra niciodată și să ai o armonie. Așa a făcut Domnul. A venit să fie și să ne arate ce să fim și cum să fim. Isaia 40:11 spune, El își va paște turma ca un păstor, va lua miei în brațe, îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care alăptează. Spune-ți fiicei Sionului, spunea prorocul în vechime, împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Deci Tatăl blând cu noi, Fiul blând cu noi. Și m-ați întreba, what about the Holy Spirit? Care este roada Duhului? Dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare? Care? Bunătatea, facerea de bine? Blândețea. Deci, noi, poate prin natura noastră păcătoasă, nu am putea să creștem în noi blândețe, dar ne oferă Dumnezeu prin Duhul Sfânt în zilele noastre. Blândețea este roada Duhului. Și dacă spun că este roada Duhului, nu înseamnă că este roada mea. Deci dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în mine, eu îl las pe Duhul lui Dumnezeu să lucreze prin mine blândețe. Și tu trebuie să faci la fel. Și avem exemple în Biblie și știți pe Moise, știți ce spune de Moise cuvântul Domnului în vremea aceea lui, că era cel mai blând. Eu cred că a fost blând, dar știți când? După ce l-a întâlnit pe Domnul. Că pentru blândețea lui a trebuit să lucreze Moise câțiva ani de zile buni. Știți ce a făcut și cum a făcut. Dar și cu el, ca și cu mine, Dumnezeu se poartă cu blândețe. Și noi, ca și copiii lui Dumnezeu, frați și surori, trebuie să arătăm blândețe unii față de alții. Și nu numai în vechime, uitați-vă ce am citit aici în cuvântul Domnului în Coloseni. Dar hai să privim de Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 1. Pavel vorbește unei biserici care se ridicase împotriva lui. El a creat biserica aceea, sigur, cu ajutorul Duhului Sfânt, și în biserica aceea au pătruns oameni care au dus învățături false și care s-au ridicat împotriva lui. Și spune Pavel aici, eu, Pavel, vă rog, și știți cum îi roagă? Prin blândețea și bunătatea lui Hristos. Deci, își arăta. Și știți că, până la urmă, i-a cucerit Pavel pentru Hristos înapoi.
Poate că nu pe toți. Dar Pavel se ruga și zicea și arăta prin blândețea și bunătatea lui Hristos. De unde le-a învățat Pavel acestea? Știți de unde le-a învățat? De la Hristos. Și de aceea suntem și noi aici, ca să învățăm de la Hristos. Și dacă Pavel și copiii lui Dumnezeu, cum am citit, aleșii lui Dumnezeu, sfinți și preobiți, au bunătate și blândețe în viața lor, aceasta trebuie să manifeste în societate și în prejurul meu, frați și surori. În prejurul nostru, în familie, în autobuz, în mașină, când mă duc pe freeway, arăt blândețe și bunătate. Și nu-l judec pe ăla care e în fața mea cu mașina și parcă nu mă lasă nici cum să trec. Știi de ce nu-l judec? Vă spun eu că am învățat lucrul acesta. Că nu știu niciodată care e starea lui spirituală. Când treci pe lângă el, acum sigur intru și eu în categoria aceea, zice, e un bătrân săracu. Da. Se uită după foster home. Merge încet. Ia, dar nu, când am blândețe, cuvântul lui Dumnezeu spune căci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn, fiți gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. Dar știți cum să răspundem? Cu blândețe și teamă. Deci, cuvântul meu, cuvântul tău, răspunsul meu, răspunsul tău. Oare degeaba a scris Pavel acolo la Efeseni că orice amărăciune, orice iuțime, orice să piară din mijlocul vostru. Dar să iasă din inima noastră. Dar ce să fie? Să fie blândețe. Să fie blândețe. Proverbe 15:1 spune că un răspuns blând potolește mânia. Dar o vorbă aspră ațâță mânia, adică o înflăcărează. Mi-a plăcut cum spunea cineva despre o definiție a sincerității sau integrității. Sunt unii, și ați auzit lucrul acesta, de-aia am citit aici că un răspuns bun, blând, potolește, liniștește, stinge focul. Că spune, unii spun așa, eu spun ce gândesc. Ați auzit expresia aceasta la unii? Ce gândesc? Eu aia spun, eu nu mă feresc, eu ăsta sunt. Ar fi bine să nu fie așa. Ar fi bine, înainte de a spune ce gândești, să gândești ceea ce vrei să spui. Înainte de a spune, să gândești ceea ce vrei să spui. Pentru că dacă nu gândești, ar putea să cazi în articolul acesta, să înflăcărezi o mânie, să aprinzi o luptă, un război. Deci un răspuns blând este cel ce potolește mânia. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți, ce fel de oameni? Duhovnicești, așa spune aici, să-l ridicați cu Duhul, nu asprimei, Duhul blândeții. Este Duh din acesta? Este. Omul lui Dumnezeu, spune cuvântul, nu trebuie să certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare. Iacov asociază aceste trăsături ale caracterului creștin cu înțelepciunea. Și cred că am amintit data trecută, spune cuvântul, că înțelepciunea este cu cei smeriți, dar cu cei blânzi. Cei blânzi au înțelepciune. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Este o întrebare, spune Iacov 3:13. Ce să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii.
Blândețea, înțelepciunea are blândețe în ea? Are. Pentru că așa spune tot Iacob mai departe, înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de roduri bune. Deci, un om înțelept este blând. Și blândețea aceasta este o trăsătură pe care ne-o cere Dumnezeu și ne oferă Dumnezeu fiecăruia dintre noi. Am să vă cer să faceți un test. Analizați și faceți o analiză a vieții dumneavoastră. Să vedeți când ați fost blând și când n-am fost blând și care au fost rezultatele. Care au fost rezultatele cuvântului sau răspunsului blând și care au fost rezultatele când n-am fost blând și am fost aspri, am fost iuți. Și am lăsat și n-am vegheat ca rădăcinele acelea de amărăciune să dea lăstari. Care a fost rezultatele? Sau când am fost mânioși? Știți ce spune cuvântul? Că orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbadnic la mânie. Și la mânie mai spune ceva mai departe acolo, Iacov. Căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Dacă eu mă port cu mânie, s-ar putea să cer lui Dumnezeu să-mi arate ce înseamnă mânie. Și când Dumnezeu ne arată ce înseamnă mânie, atunci s-ar putea să avem probleme. Ia. Blândețea aceasta nu înseamnă... Știți că era o expresie când am crescut eu la țară, de oameni care erau blânzi, așa soft. Mai... Știți cum îl caracterizau lumea? Zice, îi bleg. E un om bleg. Nu, frate, blândețe, eu știu, extraordinar de mare trăsătură care trebuie să o aibă copiii lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului la Proverbe, știți aceasta, 16:32, cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Cel încet la mânie, cine-i stăpân pe sine. Acum, dacă spunem aceasta, înseamnă că ne trebuie și putere ca să punem în aplicare ceea ce cunoaștem. Nu este niciun secret. Eu studiez foarte mult, sau în special când trebuie să stau înaintea dumneavoastră să vă învăț ceva, pentru că îmi dau seama că este o responsabilitate mare, nu pentru dumneavoastră, înaintea lui Dumnezeu. Deci eu așa privesc lucrul acesta și studiez. Dar să știți că cunoașterea nu este totul. Trebuie să ai și putere ca să pui în practică ceea ce cunoști. Ați găsit oameni care au spus, mă, nu mă pot stăpâni. Sigur că nu te poți stăpâni. Pentru că nu ai puterea aceasta. Nu ai Duhul lui Dumnezeu în tine. Sau cum spunea odată un frate, măi, m-am scăpat. Rău că te-ai scăpat, dar ai scăpat numai de unde ai avut, că dacă n-aveai, nu scăpai. Sau nu vorbeai, sau nu ziceai. Deci este puterea aceasta. Blândețe înseamnă putere sub control, sau sub controlul Duhului lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă putere. Spune că un misionar, citeam aceasta, sigur, în studiu, că l-am făcut în Biblical Illustrator, spune că un misionar s-a dus la o clasă de studenți creștini și i-a întrebat și a zis, ce înseamnă să fii blând? Și unul dintre ei a zis, să fii blând înseamnă să știi să răspunzi blând la întrebări dificile sau grele. În engleză spunea to give a soft answer to rough questions. Înseamnă să fii blând. Sigur, mă apropiu de încheiere, timpul a trecut, poate că data următoare am să vorbim despre avantajele acestei blândeți. Dar
mă gândesc că în câteva minute aș putea să vă amintesc de ele. Care este avantajul blândeții? Am zis că să fii blând, farmecul unui om îi face să fii blând. Să fii smerit înseamnă să primești bogăție, slavă și viață, sau să locuiască Dumnezeu cu tine, sau să te asculte Dumnezeu. Care este avantajul că sunt blând? Oamenii vor zice, poate vor caracteriza sau ne vor caracteriza cumva că îi blând. Știți ce spune predica de pe munte și cred că a preluat Domnul Iisus din Psalmul 37? Ferice de cei blânzi, căci ei... Ce avantaj? Să moștenești pământul, să moștenești țara, pentru că ești blând? Ia, este mare avantaj. Este ferice. Ești fericit. Ești fericit și sunt fericit atunci când manifest această trăsătură a caracterului meu, blândețe. Așa spune cuvântul Domnului și eu cred ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Ați experimentat această fericire când am arătat blândețe? V-am zis să faceți testul acesta, analizați-vă viața dumneavoastră fiecare. Când sunt blând și ceilalți văd blândețea pe care eu o manifest, știți, cu ani în urmă mi-aduc aminte, acum vorbeam de diferența. You know, what's the difference between the thermostat and a thermometer? Hey, young students, what is the difference between the thermostat and the thermometer? Ok, trebuie să facem asta iar un studiu la tineri. Știți ce face termometru? Îi influențat de mediul în care îi. Termometrul este influențat de mediu. Mă ne uităm la termometru cât e temperatura și cum crește temperatura aici în noi, termometru, da, termostatul. Termostatul, cu el influențezi temperatura. Pui termostatul și imediat când temperatura ajunge, începe air conditioning să meargă. Ei, așa mă gândesc că ar trebui să fim noi. Să influențăm mediul în care suntem înspre bine, ca și copiii lui Dumnezeu. Nu mediul să ne influențeze pe noi. Noi care suntem mai în vârstă, am putea spune că suntem poate de-a dreptul șocați de felul în care sunt influențate de lume bisericile zilele noastre. Și parcă spunea cineva că nu mai este nicio diferență. Totu-i fain, totu-i bine. Ei, să știți că nu e așa. Noi, ca și Biserica Domnului Iisus Hristos, trebuie să avem o ținută care să-L reprezinte pe Dumnezeu în lumea de astăzi. Și cuvântul Domnului spune că să fim lumini în lume. Cum să fim lumini? Știți cum? Să avem o inimă plină de îndurare, bunătate, smerenie, blândețe. Când vor vedea felul vostru de viață, spune cuvântul Domnului, când vor vedea oamenii, ce-i cu oamenii aceștia? Sunt deosebiți. Și suntem deosebiți și să fim deosebiți, pentru că suntem aleșii lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți. Domnul să ne binecuvinteze, fraților. Fiecare dintre noi să avem această bunătate. Pentru că bunătatea și blândețea și smerenia sunt cele care vor aduce biruință și vor aduce bucurie în viața mea, a familiei mele și în biserică care suntem. Domnul să ne binecuvinteze cu puterea Duhului Sfânt ca să aplicăm în viața noastră ceea ce cunoaștem din cuvântul Domnului. Amin. Haideți să ne ridicăm și să mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta. Doamne, să-ți mulțumesc pentru că te-ai îndurat de noi, ne-ai binecuvântat, Doamne. Îți mulțumesc pentru cuvântul Tău, îți mulțumesc pentru dragostea Ta, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru că Tu ești Cel ce ne-ai purtat de grijă în cuvânt și te-ai îndurat de noi. Vreau să dau slavă numelui Tău, căci ești bun, Doamne. Și îți mulțumesc pentru bunătatea și credincioșia Ta față de noi. Doamne, te rog să fii cu noi și să ne ajuți. Dă-ne puterea aceasta să fim blânzi, Doamne.
și fii cu noi și îți mulțumesc. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc. Fii cu noi în veci. Amin. Ne despărțim, ne întâlnim după masă la ora 6. Amin.